Începând din luna ianuarie, Casa de Cultură Tudor Mușatescu are la dispoziție un spațiu mult mai generos în cadrul Casei de Cultură a Sindicatelor. Sâmbătă, 15 ianuarie, colaboratorii și salariații instituției au oferit un moment literar-artistic dedicat românului absolut Mihai Eminescu. Elevii clasei de canto Gina Pavel au prezentat un moment literar-artistic. A urmat la vioară un recital susținut de Bianca Popescu. Nu a lipsit nici folclorul mușcelan interpretat de Maria Gheorghițoiu. Revolvere ferecate, de te iau răcori de moarte, măi. Iar Radu ce-mi făcea, de frunzuliță rupea și începea de șuiera. Pe voinicii aduna, îi îmbrăca haiducește și Radu căpitănește. Poeta Maria Chirtoacă a vorbit despre geniul culturii române Mihai Eminescu și a recitat din propriile creații. Ce e totuși Eminescu? Adevăr? Legendă? Mit? Dulce dor de poezie? Nemurire? Infinit? Ce e totuși Eminescu? Geniu visător și grav? Har al Domnului pe struna blândă a neamului moldav? Ce e totuși Eminescu? Înger luminat și bun, care poartă în veci pe umeri slava graiului român. Cu toate că anul acesta atenția s-a concentrat mai mult pe situația pandemică în care ne aflăm, totuși Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale au ocupat un spațiu semnificativ în viața culturală a municipiului.